Oamenii politici ar trebui să nu mai fie atât de ipocriți și în vreme ce pe ușa din spate intră unii și le sponsorizează toate acțiunile, prin față ei sunt cu poporul și oamenii de afaceri sunt ceva rău, ci ar trebui să asume, așa cum se întâmplă iar în toată Europa, nu mai vorbesc de America, faptul că oamenii de afaceri serioși, oamenii de afaceri corecți, sunt contributori importanți la bugetul de stat, sunt oameni care împreună cu companiile lor lucrează pentru patrimoniul național, pentru economia națională, pentru interesul național și ei ar trebui să fie parteneri de consultare, de discuție, inclusiv la elaborarea unor politici. A venit și rândul oamenilor de afaceri să vorbească despre legătura lor cu politica. S-a întâmplat într-o emisiune Realitatea TV. Priviți! Am început să credem că politica e o profesie. Nu este o profesie, este o ocupație. O ocupație pe care o practici la un moment dat în viață, atunci când crezi că poți da ceva bun pentru comunitatea în care trăiești. Ce înseamnă altceva politica decât managementul treburilor publice? Nu putem construi stănoage în societate împărțindu-i în cete. Eu cred că politica este o profesiune. La noi cine Dumnezeu, după 20 de ani, să fie un profesionist în politică? Ce avem noi, oamenii de afaceri, nevoie de politică? Avem nevoie de politică pentru câteva rațiuni foarte simple. Să ne spună regulile jocului, să țină de regulile jocului, să nu le schimbe în fiecare 3 luni, pentru că, pe urmă, nu mai știu cine sunt. După care, să nu dă niciun avantaj, dar să nu punem nici bețe în roate. Ne împrumutăm și ce facem? Băgăm copiii slugi pentru aceste împrumuturi. Arătați-mi și mie o viziune de viitor. Eu habar n-am încotro mă îndrept. Ion Țiriac a criticat și programul Prima Casă al guvernului Boc. Omul de afaceri spune că a avut o propunere de eficientizare a programului, însă nimeni nu l-a luat în seamă. Să fiu al dracului, dacă... De asta nu-mi trebuie politică, încă o dată, nu vreau politică, nu vreau nimic. Dar eu, dacă eram ministru sau eram cine o fi, în 5 minute eram acasă la nenea Țiria ca să spun, hai cum facem treaba, să dăm un exemplu. Numai 500 de apartamente, gata. Mergeau 500, avea domnul Patriciu 5.000, avea Gheorghe încă 3.000 care stau. Vedeți acum pe ecran principalele concluzii ale...